fac un mic salt. Spuneți-mi, am înțeles că dumneavoastră vă ocupați de bucătărie? Așa să zic unii, că aș eu, acum dați-mi voie să spun un lucru. Eu nu pot să înțeleg cum un bărbat se preocupă de bucătărie. Ia, convingeți-mă. Cristoi, tu care ești specialist în istoriile da. Lumii și te ocupi de lucruri, gândește-te că această meserie de bucătar mii de ani a fost numai a bărbaților, pentru că toate armatele și de alea de pe vremea sclavagismului și alea de pe vremea mai încoace așa, aveau nevoie, o armată fără mâncare nu se poate ține. Și nu erau femeile care găteau, erau bărbații. De-aia bucătăria turcească e foarte tare, pentru că mari bucătari turci, toți au fost bărbați, noi sunt femei care se găteau. Femeile făceau prăjiturele în casă, știi? Ori ideea asta că un bărbat trebuie să ce? Să cânte la, nici la vioare, că ce e tot, instrument prea fin așa. Una că este o meserie foarte serioasă. Dar n-am înțeles ce v-a apucat. Ce m-a apucat? Bunicul meu era... Sunteți mâncău? Și eu, nu. Nu, interesant, da. Ia spuneți-mi. Eu am observat de când, când erai la suplimentul literar artistic al Scânteretului. Unde ați publicat. Era unde am publicat și care era cel mai curajos ziar din România. De ce? Pentru că nu mergea toate ziarele, inclusiv România Literară, Luceafăr, Lucește, mergeau la Consiliul Culturii la cenzură. Asta fiind scoasă sub aripa lui Nicușor, nu se ducea să-și da. Era Nicușor voie, nu? Da, am era putate. Singura revistă necenzurată din România. Ori, noi împreună am scos și o chestie foarte tare pe Țărmul Mării Negre. Tu o scoteai, dar am... Secvența. La Secvența. Eu am avut rubrică la Secvența și știi bine că a ieșit scandal, în fine a venit și da. Ministrul Tineretului, că nu știu ce am făcut eu, un soi de fals interviu cu câinele lui, ăsta, regizorul lui... Mircea Danieluc. De Danieluc, da. Era cum vrea să emigreze câinele lui Danieluc, în fine. Deci, în acea revistă, da. La care am colaborat și am scris... De fapt, era un ziar în fiecare zi apără, da. Ziar, uite, puțină lume știe că am fost că ați colaborat la Secvența. Mi-am gândit că mâncam cu tine și eram fascinat de fiecare dată că tu nu te uitai ce mănânci. Nu, așa e, da. E adevărat sau nu? Da, nici acum. Nici sunt un soț perfect. Îți venea ciorba și băi, da, dar da. Tu nu vrei să comanzi ceva mai... Nu mai... Considerai masa o chestie pierdere de timp. Da. Ca pusul benzinei. Bun, da, dar și da, ce treabă are să cu bucătăria? Totuși, nici Dacia, nici Mercedes, ești un om. Omul are această chestie, zău? Știi? Spre servire de Dacia și de care și-a benzina și pleacă da. Fără a trebuie să te bucuri totuși. Eu un motiv de bucurie și mâncare. Se gătești sau să mănânci? Și să gătești și să mănânci. Da, eu n-am înțeles. Se gătești e o formă de... bine, eu am mai spus... dacă stai la bucătărie și gătești, e o formă de a-ți trata nevroza. Da? Că decât să te duci la spitalul numărul 9, mai bine iei un cocoș, îl despici, nu știu ce, îl împănesc cu slăninuțe. O să râdeți, eu aveam spălatul vaselor când eram mai tânăr. Aoleu, spălatul vaselor. Da, așa e de nevroză. E o formă. Da, am înțeles. Să speli vasele la tot blocul dacă... Și inventați? Să te duci la vecin. Născociți? Inventez. Da? Păi asta e toată chestia. Deci poezia pe care o fac pe hârtie și merge și la cuptor. Sunt da. Forme diverse, mireasma. Păi, poezia nu mai e plutește în aer, e mireasma, privitul, ține și de poezie, nu? Păi e și o afacere asta cu bucătăria? Nu e o mare afacere, pentru că, în general, afaceri se fac cu restaurantele astea standard. Da. Niște aripi de pui date pentru nu știu ce și vine un american și dă pui aia sinistrii tuturor tinerilor din România, care nu mai sunt obișnuiți să aleagă niște o mâncare ca lumea, înțelegi, mănâncă pe bandă rulantă. Ori chestia asta e o mare dramă, după părerea mea, da. Pentru că nu ține de civilizație, iartă-mă. Țările Franța, nu, bucătăria franceză, unde toți bucătarii lui Mitterrand luat legiunea de onoare. Pentru că în Franța e o chestie și să mănânci fin, da. Dar și cei da. Care... Domnul Dinescu, am auzit pe mulți... Sunt intelectuali. Am auzit mulți intelectuali care spun hai să mergem la cârciumă aia că se mănâncă bine. Mie mi este străină. Aveți noțiunea asta? Da, nu, păi mai... Cum așa că se mănâncă bine? Păi mănâncă... Păi nu, se mănâncă foarte... Păi ce ciorba e ciorbă, domnul Dinescu? Nu e adevărat. Nu e adevărat, domnul? Sunt nuanțe. Cum să spun, un bucătar poate...
poate fi Paganini sau poate fi un lăutar ordinar. Adică o ciorbă poate fi Hamlet. Da. Sau poate fi, nu, Ionel Teodoreanu. Da, am înțeles. Da. O supă făcută de Desdemona. Da, am înțeles. Da, mă, și femeile sunt, au chestia asta cu mâncatul, să știi. Da? Mie îmi plac femeile care apreciază chestia cu mâncatul, să mănânce bine, știi? Adică, și că Marin Preda, care da, nu acorda mare lucru chestii mâncării, zice, Moșer, știi că eu n-am mâncat la noi în sat, nu se mâncau ciuperci, numai țiganii mâncau, că le era frică să nu se otrăvească țăranii. Erau mai proști ca de țiganii care știau. Deci când am citit Caragiale și într-o novelă de Caragiale, când vine dracul pe pământ, zice, vrea să mănânc ceva fin, niște ciuperci. Când am auzit eu că diavolul spune despre ciupercă că e o chestie fină, m-am dus la cap și am comandat ciuperci, Moșer. Da. De săranul care avea ciuperci la... unde avea gunoiul de graș, că creșteau ciuperce, a mâncat prima dată la Capșa. Bun, ultima, bucătăria concurează poezia? Sigur că da. Are și această latură poetică și, încă o dată, în vreme ce dacă scriu poezie, poezia mă strivește, mă secătuiește, dar scriu și foarte rar. Dar bucătăria mă ajută să supraviețuiesc. Bun, eu, și aici închei. Pe mine m-a mirat întotdeauna, de ce? În literatură știi că eu am o teorie, că scritorii români sunt foarte mulți talentați, însă foarte puțin au inteligență artistică, știi? Că nu știu când stă și oprească, au opere fluviu de asta la nesfârșit, croșetează la nesfârșit uneori. Oameni foarte talentați, ca o babă care stă pe marginea șanțului și croșetează un ciorap și nu se mai termină, face un ciorap de 10 metri, știi? În loc să facă o șosetă. Bun, de ce? De ce nu aveți model Parghezi? A scris într-una... Modelul meu e Caragiale, să știi. A, dacă adevărul că și el la fel scria da, când... Caragiale, da. Care era un mare gurmand. A, nu știam nici asta. Da, da, da. Ar trebui să scriem o istorie literaturii din punctul ăsta de vedere. Dar modelul meu zice, a avut 3 cârciumi. El nu gătea, știi? Dar aprecia nevastă, să era o mare bucătăreasă. Și el povestește cum vine la el prietenul lui, marele dramaturg care l-a apărat în procesul ăla de plagiat, care a fost primarul București. De la Vrancea. Care era și avocat. Mare. Cu nevastă sa să gătească ceva pentru de la Vrancea, știi? Și care era foarte ciufut, așa, știi? Nu, în fine. Ca toți primarii. Citește chestia asta cu Caragiale să vezi că... Bun. Eu zic să scrieți o istorie a literaturii române din punct de vedere gastronomic. Nu, eu o să scriu o carte de bucate. Ia uzi, o știre. Mi-a zis proză, că mi-a ieșit proză. Am vrut să scriu o carte de bucate și în amintirile mele despre bunicul meu, care era grădinarul, mare grădinar, și de la el am învățat să gătesc, mi-am dat seama că nu-mi iese cartea de bucate pentru că mi iese proză. Știi, ca ăla care lucra o fabrică de biciclete și a furat niște piese și ieșea tot timpul în mitralieră. Cam așa și mie. Oricum o să avem o carte de bucate care va fi proză. Da. Sper că nu satirică. Da. Nu, și satirică. Da. Și auto, că puțin autoironie. O să fiu și eu mai atent de acum la ciorba pe care trebuie să o mănânc. Să vin la mine să-ți gătesc niște ciorbă. Fac așa ciorbă, în afară faptul că la mine ciorba de burtă este o de o mare finețe, e cu lămâni. Și cu nuanțe. Și parfumat așa. Da? Dar știu să fac ciorbă ucranienească în care bagi și vițel, și porc afumat, și feclă roșie, și mă rog, toate nebunile... Să-ți câte ciorbe de feluri de ciorbe de burtă sunt pe lumea asta? Nu-i una? Nu. Ciorbă de burtă. Ciorbă de burtă sunt unele sinistre. Eu am mâncat odată la ea și mai amintesc că eram la un festival de poezie și 10 ani, numai când mi-a adus-o în față și am mirosit, 10 ani n-am mai... Dar oricum am înțeles că sunt mai multe feluri. Ciorba de burtă, tocmai că are această chestie monstruoasă, de burtă, nu ce... Trebuie să fie parfumată, să fie o plăcere să o miroși. Știi, ca o femeie frumoasă care poate să o cheme Desdemona sau, și să nu miroasă frumos și poate să o cheme Basilica să aibă o mirare extraordinar. Așa e ciorba. Gata. E Basilica care miroase frumos. Așteptăm și cartea. E inaminoată să mănânce o ciorbă bună. La 100-lea fel bănuiesc. Unul din ele, un nuanț. Unul din ele. Ce? Unul. Am înțeles că... Ai mâncat vreodată Tuzlama? Nu, sarma. Nu, Tuzlama. Ce e Tuzlama? Tuzlama nu-i sarma. Oh, nu mai spune că bicicleta e locomotivă. Vai de mine ce greșel fac, înțeleg, da. Nu, Tuzlama. Deci după ce ne fierbe burta și oasele alea cu mătul, cu zgârciuri, se ia muchea de la burta de vițel, împreună cu zgârciurile și cu mătul și cu tendoanele alea fierte bine,
Să mânca pe vremuri, erau celebre toți la mare, acum a dispărut. Dar eu fac mai mult pentru uz intern, așa, pentru mine și pentru prieteni, că fac tuz la mam și pun și capere, pun și coaje de lămâie, dar și lămâie, așa. Este un soi de tocăniță suavă, dacă vrei, dar îi pun în tocăniță cu ardei copt și ușor acrișoară și parfumată. Mamă, e o nebunie. Deci cu burtă fiartă, da, albă, frumoasă, așa, cu măduvă de la oasele alea și cu zgârciul alea și tendoanele alea, e o nebunie, cea mai bună, după părerea mea, cea mai gustoasă din lume ar putea să fie. Da, observ că vorbiți despre tuz la mac, ca despre Aristotel. Da, păi da, stai puțin, sigur, de ce nu... Nu, n-am zis, am observat. Aristotel îl citești așa, în anumite zile. Da, tuz la mac. Da, tuz la mac. E dincolo de bine și de rău. Mulțumesc.